dragilor, bine ați venit sau revenit la un nou videoclip pe acest canal. Așa cum v-am promis, astăzi avem unboxing al calendarului advent de la Sephora, cel în valoare de 225 de lei. El vine ambalat foarte drăguț, culorile sunt foarte simpatice, chiar are o prezentare foarte, foarte drăguță. E bine, eu am ales astăzi să vă arăt fiecare căsuță în parte, chiar dacă mai este ceva până la Crăciun. Am să vă las prețul fiecărui produs pe care eu l-am găsit în online sau estimat la cantitatea din calendar, dacă nu se găsește în această variantă la vânzare, și am să vi le las notate aici pe ecran, iar la finalul videoclipului am să fac un calcul să vedem cât valorează toate aceste produse, am să vă spun și care este diferența și părerea mea dacă merită sau nu și mi-ar plăcea ca și voi să-mi lăsați în comentarii părerea voastră dacă își merită banii acest calendar sau nu își merită, dacă l-ați achiziționat, dacă urmează să-l achiziționați și orice are legătură cu acest calendar advent și calendarele în general de Crăciun, pentru că mai este puțin și vine Crăciunul, cel mai frumos moment din an din punctul meu de vedere. Așa că nu am să mai lungesc vorba, haideți să vedem exact ce conține acest calendar. Repetat cuvântul calendar de eu m-am săturat, așa că îmi cer scuze dacă sună urâțel. La numărul 1 avem un produs galben, foarte moale la atingere și este vorba despre un burețel de make-up. Pare ok, așa că nu-mi rămâne decât să îl încerc, să văd cum este. Acum e un pic șifonat și bumbăcit săracul, dar e moale, e ok, pare ok. La numărul 2 avem un produs Mititel și este vorba despre o cremă de zi, marca Sephora, variantă de 10 ml. Destul de ok, nu-mi rămâne decât să o încerc să văd cum se prezintă. Ce se ascunde și la fereastra numărul 3? O mare porcărie, este vorba despre un washi tape, într-adevăr este frumos colorat, dar din punctul meu de vedere nu și-are loc într-un calendar de advent cu produse de beauty în general. Dar să trecem mai departe, să vedem și unde este 4. Le găsesc destul de greu pentru că e foarte multă culoare aici. Și avem un fard. Este un fard de pleoape shimmery. O nuanță 257. Este foarte drăguță nuanța, așa scripitoare, zi de fată un pic. Foarte, foarte bine se vede pe mână. Abia aștept să îl testez și pe pleoape, că arată foarte bine. Este o nuanță pe care eu aș purta-o de obicei. Haideți să vedem și la numărul 5 ce se ascunde. Este tot un produs în variantă travel size și este vorba despre mascara Big Volume Lashing, bla bla bla. Este acel mascara al lor. Da, sunt curioasă să-l încerc pentru că nu l-am mai încercat până acum. Și la numărul 6, în ziua de Moș Nicolae, ar trebui să găsim o mască pentru ochi cu cafeină. Foarte interesant, mie îmi plac măștile de la Sephora, așa că de aceasta mă bucur tare, tare mult. La numărul 7 se ascunde o altă porcărie și anume o oglindă atât de mică încât nu te poți vedea în ea. Eu am scăpat ulterior de ea. Am oferit-o soțului, nu știu la ce a zis că vrea el să o folosească, așa că i-am dat-o cu drag, că e foarte mică, e minusculă. Sincer, nici așa nu și-avea locul într-un calendar advent, dar na, se mai întâmplă și din astea, mereu există produse de umplutură. Haideți să vedem și în ziua cu numărul 8 ce se ascunde. Tot ceva micuț și este vorba de o mostră, din punctul meu de vedere, a gelului, a cremei de duș cu flori de coton. Îmi place acest produs pentru că am mai încercat mostre din acestea, doar că m-aș fi aștepta să pun și eu cantitate mai drăguță, dar na, ce să zicem, aia e. În ziua următoare avem rujul lor Lip Stain de la Sephora în nuanțe de roșu. Ăsta este un produs extraordinar de fain. Mă bucur tare mult pentru el, mai ales pentru că este o nuanță care se poartă destul de mult iarna și în zilele de sărbătoare, așa că de el mă bucur. Nu îl socuiesc pentru că nu e momentul încă să-l folosesc. Mai departe, în ziua cu numărul 10, se ascunde un produs destul de mare, dar haideți să vedem ce e. Masca de față cu lubeniță,
sau pe pene verde, cum spun unii, tot marca Sephora, și de aceasta mă bucur tare, tare mult pentru că îmi plac aceste măști. Ziua cu numărul 11 ne aduce un produs pentru ochi și este vorba despre o cremă Brightening Eye Cream în varianta de 5 ml. Abia aștept să încerc și pe ea. Ziua cu numărul 12 aduce un produs mititel și este vorba despre creionul de buze, tot într-o nuanță de roșu, numai bine se potrivește cu acel ruj. Pe el am să-l sfăciuiesc și este foarte cremos și destul de pigmentat. Din nou un produs de umplutură, o mini pilă din aceasta, marca Sephora, o porcărie din punctul meu de vedere. Un produs ușurel și este vorba despre un patch din acesta pentru nas cu cărbune, marca Sephora. Mi-ar fi plăcut mai mult dacă puneau un set de 3, pentru că oricum nu este cine știe ce, dar sunt mulțumită totuși și de acesta. În ziua cu numărul 15 avem din nou un fard și haideți să vedem, este mat de această dată, o nuanță de maro tare, tare drăguță, numărul 332. Cam așa arată, foarte frumos, este o nuanță portabilă pentru mine, îmi place. Nu prea se vede pe cameră, dar e destul de ok. Mai departe, avem un produs mai măricel și este vorba despre șervețelele lor demachiante, în variantă mini, bineînțeles, acelea cu lubeniță sau pepene verde. Și acestea sunt niște produse utile și mă încântă. Scuzați că le-am aruncate, dar nu vreau să mă mai întind atâta. Mai departe, un produs pentru unghii și este vorba despre un top coat. Foarte, foarte interesant. Este și așa o variantă care s-ar termina ușor, așa că e bun la casa omului. Din nou o măscuță. Aceasta este pentru buze cu cireșe. Nu prea folosesc eu măști pentru buze, dar este un produs binevenit. Ziua cu numărul 19 ne aduce din nou o mostră și tot o cremă de duș, de această dată cu monoi. Pe aceasta am mai încercat-o și mi-a plăcut, dar ar fi fost ok dacă ar fi pus o variantă măcar de 10 ml, 20. Da, e ok totuși. Mai departe, o altă porcărie, un produs de umplutură, o legătoare de păr care este și urâtă, aș zice eu, dar hai să nu fiu răutăcioasă, nu e pe gustul meu. Mai departe, în ziua cu numărul 21, avem un produs destul de interesant. Este vorba despre un gel de curățare, marca Sephora, pe care abia aștept să-l încerc. Mai departe, un creion pentru ochi într-o nuanță de negru și acesta este binevenit la casa omului, așa că abia aștept să-l folosesc și pe el, pentru că eu folosesc pe linia apei creion negru. Avem o ojă care este și defectă un pic, dar o să trecem peste. Este o nuanță de roșie, de roșu, foarte drăguță, abia aștept să o folosesc, să văd cum se prezintă pe unghii, pentru că îmi place nuanța. Și mai avem doar ziua cu numărul 24, care ar trebui să aducă un produs wow din punctul meu de vedere, dar haideți să vedem împreună ce este aici. Vine destul de ambalat. Și este din nou o porcărie de aia de făcut masaj facial. Mai am una, nici pe aia nu o folosesc, nici pe asta nu o să o folosesc. Și cum am spus că nu o să o folosesc, i-am dat-o soțului și nu știu exact ce face cu ea, pentru că el a vrut-o. Bun, și cam asta este ceea ce conține acest calendar. El a costat 225 de lei, dar valoarea produselor care sunt înăuntru este de 505,75 lei. Deci avem o diferență de 280,75 lei. Într-adevăr, și-a depășit valoarea, practic își merită banii, dar, sincer, din punctul meu de vedere, nu se merită achiziționarea lui, pentru că sunt câteva produse de umplutură care, efectiv, nu ai ce face cu ele. Cel puțin pila cel mai probabil ajunge la gunoi. Oglinda a ajuns la soțul meu, care nu știu exact ce vrea să facă cu ea. La fel și acea piatră de masaj facial, care eu nu-i găsesc o utilitate. De washi tape nu mai spun. Legătoarea de păr este o porcărie, adică nu poți să pui dita mai legătoarea de păr când știi că ar putea să cumpere și o femeie cu părul scurt sau una cu mai puțin păr și la cât e de stufoasă aia arată oribil în păr. Am fost puțin răutăcioasă aici, dar chiar am vrut să
scot în evidență faptul că acest calendar nu a fost gândit chiar cum trebuie, adică decât să pui acele 1, 2, 3, 4 produse de umplutură, mai bine puneau niște mostre. Deci mai mulțumită sunt de mostre decât de aceste produse de umplutură. Acum mi-ar plăcea să-mi spuneți și voi care este părerea voastră. Din punctul meu de vedere, banii și-i am meritat, dar nu e ceva ce aș mai cumpăra încă o dată. Acum nu mai lungesc vorba, aș prefera să comunicăm în comentarii dacă vă doriți și voi asta. Nu uitați să-mi dați un like dacă v-a plăcut acest videoclip, să vă abonați acestui canal dacă vă place ceea ce postez și vă doresc o săptămână frumoasă, o lună minunată, pentru că mai un pic și vine Crăciunul. Vă pup, pa, pa!